Bun venit la Incredibil, vă spun dumneavoastră și vecinilor mei. Îi auziți? Sunt aici, sunt vii. Vă voi citi de la bun început un comunicat al Poliției Municipiului Mangalia. Veți vedea de ce. La data de 13 iunie anul curent, în jurul orei 8:40, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia au identificat un bărbat de 43 de ani care a condus un autoturism pe strada Falezei din Vama Veche, în timp ce avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice. Totodată, acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, aparatul etilotest indicând 0,11 mg pe litru de alcool pur în aerul expirat. Se arată în acest comunicat. Bun! Elegant, frumos. Problema este că în aceeași zi, la ora 14:20, același cetățean a fost prins conducând aceeași mașină, dar de data asta și drogat. Nu numai beat. Deci, practic, la 8 i-au suspendat carnetul, pe care oricum nu-l avea, ca să îl mai suspende încă o dată la prânz. E incredibil, nu? Medalie de aur. Nu pot ei să suspende cât pot eu să conduc, ar putea să spună omul. Poliția poate lansa și o promoție. La 2 suspendări obținute, a 3 este gratis din partea poliției. Voi vă dați seama la ce pericole se expun pietonii din Vama Veche? Pieton în vamă este ca și cum ai fi motociclist pe zidul morții. Dacă l-ar urmări pe ăsta cu amenziile, poliția ar construi un spital de copii în Mangalia doar pe banii de la el. La 4 ore o amendă, nu? El, concret, cred că nici nu s-a dat jos de la volan ca să bată acest record. A consumat alcool și droguri în sistem drive-thru, ca la vaccinare. Intri pe acolo la ușa aia, tragi la ușa cealaltă, pe, mă rog, sau tragi pe nas, pe ce se trage. Îl avem pe cetățeanul nostru chiar aici, la Incredibil, și îi spun acum bună ziua, bine ați venit. Bună ziua, bine v-am găsit. Spuneți-ne, cum ați reușit această contraperformanță? Și băut, și drogat, și fără carnet în câteva ore. Dom'le, eu normal să zic că nu mă droghez foarte des, așa constant, nu. Decât la anumite ocazii. Aha. Mă droghez la anunți, botezuri, îmi place la parastasii, la mormântări. Cum se droghez la mormântări? Ce să tragi pe nas la mormântări? Colivă? Ce s-o găsi? Tragem și colivă, nu-i problemă. Dar la mine, mai ales în cazul de Vama Veche, acum a fost o problemă psihiatrică pe fond nervos. Problemă psihiatrică? Ce problemă? Pe fond nervos. Dom'le, mie mi-e frică să mă droghez. Acum? Și atunci, stai puțin. Cum ți-e frică să te droghezi? Mi-e frică să mă droghez. Și atunci trebuie să beau ceva înainte ca să mă droghez. Cum am făcut exact la cazul ăsta? De fapt, băutura este o avantpremieră la drog. Eu normal așa sunt antidrog dacă mă iei separat. Și trebuie să beau jumătate de vodcă înainte ca să-mi fac curajul ăsta. Pentru și la 8 am băut, am început cu vodcă și la prânz. Cam ce droguri consumi în general așa? Cam orice pică, mai ales să zic cocaină, decât că am niște exigențe foarte așa. Îmi place că ești sincer, zi. Exigențele, îmi place să consum cocaină din producția internă, ca să ajute economia românească, agricultura românească. Adică cum ar fi produse autohtone, da, cum ar fi sunt roșiile românești, da, ca să ajutăm cumva cum e PNRR-ul ăsta, care sunt reziliență și redresare. Cocaină română, bine, n-am auzit așa ceva. Nu mai mă redresez, acum dar măcar să rezic. Se face, sunt... Păi da, normal, dumne, știi ce se întâmplă? Asta românească e mai de casă, cum ar veni. Dar coca nu, alea asta străinii, e o plantă, nu mi se... Alea străinii, cocaine de alea străinii, știți, ca la... Ei pune tot felul de iauri, de porcării în ele. Conservanți. Cum ei pune zahăr și în salam și în parizeri și în toate. Da? Și sigur pune zahăr și în cocaina aia. Adică, și care-i problema? Ce te deranjează? Cocaina ca cocaina, dar zahărul te îngrașă și strică și sănătatea. Adică ține la sănătatea dumneavoastră. Eu vreau să mă droghez sănătos. Adică nu sunt inconștient. Sunteți atent la sănătate, am înțeles. De ce totuși conduci mașina beat, drogat și fără permis? Nu ți se pare un act de inconștiență? Nu te gândești și la ceilalți participanți la trafic? Nu te gândești la pieton? Băi, dai peste un om pe trecerea de pieton, Doamne ferește. La mine să zici că simțul civic e pe primul loc. Da? Adică am grijă de cei în jurul meu, de exemplu. Când vine Vinerea Verde, ați văzut când vine domnul Barna cu ăștia cu trotinete electrice, a fost acum să protejeze natura. Săptămâna două, nu știu când, da. Când e Vinerea Verde, ca să respect mediul, beau dimineața jumătate de vodcă, da? Mă droghez pe la 11, dar conduc de când mașini electrice, ca să protejez planeta. Corect, deci aveți simț civic. Pentru că drogurile distruge microcosmosul.
Dar mașina, dacă nu e electrică, distruge macrocosmosul. Și la mine pula macrocosmos totul, adică nu pot. Nu înseamnă că vorbești de ca și cum ai fi drogat chiar acum, pe bune. Adică ce ai cu macrocosmos, microcosmos? Am luat jumătate din vodcă și niște drog când aveam curaj nici aici. Am zis, da. Asta ca să ai curaj la, la interviu, da, să apari în fața oamenilor. Da, cu ce ai venit? Sau cu ce o să pleci dacă, venit, ești, dacă ești deja abțiguit? Am venit cu Uber-ul normal. Da? Da. Și pleci tot cu Uber-ul, cred că nu? Cu Uber-ul, păi da. Ceva logic e. Da, pentru prima dată de când vorbim și aud ceva logic din gura dumneavoastră. Dacă e logic, dacă mi-a luat carnetul pe persoană fizică, acum conduc la Uber. Dacă vreți pot să vă iau și pe dumneavoastră. Ai șofer de Uber? Da. Ai șofer de Uber? Dacă mi-a luat carnetul pe persoană fizică, m-am făcut și merg cu Uber, nu? Și mergi drogat cu Uber-ul. Vă repet până în centru, vă fac o reducere. Hai, domnule, vezi de treabă că ești complet nebun. Mulțumesc foarte mult. Aici se termină discuția noastră. Vă mulțumesc. Ne vedem la incredibilul de data viitoare. Toate cele bune.